Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Pentru mulți dintre voi, mai 2023 va prezenta oportunități bune pentru angajamente promițătoare, dar, după cum se spune, apauzează o piatră, iar despărțire este cuvântul cheie pentru berbeci în luna mai. De câteva luni beneficieze de undele de energie pozitivă ale lui Jupiter. Îți oferă oportunității de a-ți îmbunătăți rutina zilnică sau de a crea baza pentru o viață liniștită. Jupiter își va încheia tranzitul prin Berbec pe 16 mai. Luna aceasta este momentul să folosești toate resursele și toate beneficiile oferite de steaua ta norocoasă, precum și oportunitatea de dezvoltare. Nu rata șansa de a profita de norocul care îți cade literal în mâini. Pe de altă parte, pentru a concretiza aceste șanse, va trebui să fii de acord cu obligațiile care ți le impun energiile racului. Așa că dacă simți că pierzi timpul, nu dispera, nu va dura mult. Începând cu 20 mai, Marte în Leu va rezolva lucrurile pentru tine. Ceea ce te-a făcut să te simți amenințată, se va rezolva acum în cele mai bune condiții posibile. Dragoste. Până pe 7 mai, totul este bine, dar apoi vor fi complicații. Venus în Rac va lăsa doar o vagă licărire din flacăra pasiunii tale, care deja s-a aprins din nou în ultimele săptămâni. Cum? Îți pune limite pe care în mod natural ți se par greu de suportat. Sfat. Dacă vrei ca norocul să rămână cu tine multă timp, nu acorda prea multă atenție la ceea ce nu merge bine. De asemenea, supuneți pasiunea pentru independență. Nu sunt de așteptat complicații de sănătate. Prima jumătate a lunii este favorabilă pentru petrecerea timpului liber liniștită, cu masaj, proceduri cosmetice, precum și relaxare. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!